Cum și cine asigură paza în instituțiile de învățământ? Iată încă un subiect delicat. În prezent, paza și protecția este asigurată doar în anumite școli, această problemă fiind lăsată de cele mai multe ori în grija administratorilor sau a profesorilor de serviciu care supraveghează atât incinta unității cât și spațiile de recreație. Ar trebui să se acorde mai multă importanță măsurilor de pază și protecție în unitățile școlare. La ora actuală nu există foarte mulți responsabili într-o instituție de învățământ. Paza și protecția este asigurată în școli fie prin intermediul firmelor private, fie prin personalul propriu al școlilor, fie cu ajutorul polițiștilor locali sau pur și simplu cu ajutorul beneficiarilor legii 416. În permanență am avut 3-4 paznici care erau arondați doar clădirii principale a colegiului. În perioada în care era și internat, era și paznic pentru internat. În ultima vreme am rămas încadrat doar cu 2 paznici care asigură paza pe timpul nopții, iar în cursul zilei asigurăm pază cu muncitorii de la întreținere în timpul programului școlar, iar după masa școala este supravegheată de către îngrijitoare. Situația pazei în școli este mulțumitoare, însă nu suficientă. Dacă într-o școală fără agent de pază, profesorul de serviciu face toată treaba cu presupunerea că se și descurcă, mai intervine încă o problemă. Este vorba despre paza unităților pe timp de noapte, când sunt pradă ușoară hoților. La ora actuală, paza în școală este asigurată în proporție de 10% prin angajați pe post de paznici cu contract de muncă, iar în celelalte unități școlare, chiar dacă la ora actuală nu au posturi ocupate, directorii de unități școlare au luat măsuri în ce privește asigurarea pazei pe parcursul desfășurării cursurilor, fie prin personal nedidactic, fie în colaborare cu primăriile locale care și-au permis externalizarea acestor servicii de pază spre diferite firme. Se pare că principala problemă a asigurării pazei în unitățile de învățământ o constituie lipsa de finanțare până la urmă. Acest aspect ar trebui rezolvat cât mai repede cu putință, în primul rând pentru siguranța elevilor.